Aici dansa la Surya Tibal. A fost... Dansa bine? Da, da. Îi place să danseze foarte mult. Mamă și fiică stau alături în cea mai mare parte a timpului și privesc îndelung fotografiile în care copila zâmbea fericită înainte ca o neobișnuită boală să o țintuiască la pat. Era o fetiță voioasă, tot merea la joacă cu copiii, era afară în parc, merea la școală, tot fugea, merea cu bicicleta. În decembrie, Narcisa a început să simtă dureri teribile la picior. La început, nici medicii nu erau siguri în legătură cu diagnosticul. Au zis că are și leucemie, au zis că are și cu sângele ceva, și tumora. Specialiștii din Timișoara au depistat în cele din urmă o tumoră pe coloana Narcisei și s-au oferit să o opereze gratuit, însă proteza de care are nevoie fetița costă 2500 de euro, mult peste posibilitățile și așa modeste ale familiei. Ar fi mai bine să avem mai mulți ca să-i putem să-i facem să fie bine. În ajutorul Narcisei au sărit colegii de la școală și chiar micuții de la grădinița din sat. Cum se mai adună, după cum am auzit și la grădiniță iară, și s-a mai adunat tot așa și la școală. În ciuda eforturilor, încă nu s-au strâns suficienți bani, iar timpul se scurge nemilos. Medicii spun că tumora trebuie eliminată cât mai repede. În caz contrar, în câteva săptămâni, micuța ar putea paraliza definitiv. Am avea 2 săptămâni jumate la dispoziție ca să opereze pe sora mea. Părinții au deschis 2 conturi, în lei și în euro, unde oameni cu suflet pot dona bani pentru Narcisa. Doar 2500 de euro pot face ca ochii copilei să se umple din nou de strălucire și veselie și pot reda copilăria. Ce vrei să faci de ziua ta? Mițele de cine am năsletit și mi-a pian. La mea cu părăvă. E și eu e cu asa.